Salutare prieteni, eu sunt Demon MC și bine v-am găsit la un nou video. Și cred că ar fi momentul să încep și eu să fac asta. Dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un feedback drăguț în comentarii. Pentru a mai arăta dacă vă place acest gen de videouri și vreți să mai fac. Și acum să trecem la treabă. Astăzi voi face un video mai diferit față de ce făceam până acum. Și vom face un fel de top. Poate unii dintre voi nu știți, poate alții știți, eu urăsc Nether-ul. Urăsc să merg în Nether pentru că am avut multe fail-uri și multe întâmplări. Adică morți. Care de care mai ciudate și mai prostești. Iar astăzi le vom enumera puțin să știți și voi ce să faceți pe viitor. Hai să trecem la treabă. Acel moment când îți faci tu primul portal, zici să mergi în Nether, iar șansele sunt slabe, dar este posibil ca portalul tău să fie în aer. Asta niciodată n-a ținut de skill, dar uneori poți să fii și ghinionist. În sfârșit ai și tu un târnocop fain cu care să minezi repede piatra. Măi, ei bine, adu-ți aminte și la asta. Piatra nu-i peste tot. Chestia asta mi-a jurat-o că nu mai fac niciodată. Am pățit-o, recunosc. Niciodată nu încercați să faceți asta, pentru că va bubui rău de tot. Te crezi mare țintaș și poți să-i tragi una la asta? Nu uita că poate poți să iei. Ai ajuns și tu în Nether și te crezi mare 2. Vezi o ceartă de porcușori? Bă, nu o să-mi facă nimic. Și tragi cumva la unul o sabie și vor să iei toți pe tine. Și nu încerca să te bați, că ai mirlit-o. Aici vom avea 2 în 1. Nu te crede tu prea tare să vii cu apa în Nether, pentru că se evapora. Și încă un lucru, te-ai săturat să mori din cauza lavei? Există poțiune de rezistență la foc. Ai făcut și tu rost de elitre și vrei să încerci maestria? Nu face în Nether, că nu se știe niciodată. Și le vei pierde. Și așa este un item foarte rar. G. Vrei și tu să faci XP? Nu ai fermă? N-ai găsit niciun spawner? Vino Nether și minează quartz. Vei crește foarte ușor. Recunosc, asta e metoda mea. Faci nivel 30 în câteva minute dacă ai noroc. Futu-ți auto-jump-ul, mătii. Mai nou, pe Nether se găsește gravel. Să n-aveți niciodată încredere în el. Și niciodată să nu puneți o torță pe el. Ei bine, prieteni, cam gata cu acest mini-top. Știu, numerătoarea a fost spusă random. Dar de ce nu? Au fost 11, dacă nu știați. Dintre care două au fost mai mult tipuri. Adică mai mult sugestii decât failuri. Păi, eu sper din suflet că v-a plăcut acest video, v-a fost de folos și ați învățat ceva din el. Scuze pentru nemile momente în care nu m-am înțeles bine, sunt încă foarte răcit. Și de asemenea, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să știu dacă mai fac. V-am pupat. Ciao.